E pe de ceva. Diferență, diferență. Important e că nu este epidemie. Noi vă mulțumim pentru prezența, că ați dat curs invitației noastre. Există o problemă care societatea a uitat, dar cred că e mai puțin important. Societatea, de fapt, nu uită atunci când o doare o problemă. A uitat Parlamentul și așa viața e mare. Dacă îmi bei pastile de calitate proastă, ea devine și mai amară. Și noi vrem să reamintim Parlamentului că prin hotărârea 162 din 2012, Parlamentul a format o comisie de închetă ce ține de calitatea medicamentelor. Așa, domn Bregă? Situația pe piață farmaceutică. Situația pe piață farmaceutică. Deci este vorba de calitatea și necesitatea medicamentelor pe piață. Nu știu din ce cauză, care e motivul, dar până astăzi, până la data de 18 decembrie 2014, comisia nu s-a prezentat raportul. Comisie de închetă. De la bun început vrem să vă anunțăm că n-au semnat procesul verbal care a constatat situația pe piața farmaceutică reprezentanța două fracțiuni. PCRM și PLDM. Hărbuzul. De ce? Nu, opoziția e clar, întotdeauna opoziția, chiar dacă e pentru, votează împotrivă sau dacă susține, nu semnează, așa cum și noi. Pe leu niciodată nu votăm cu alături de fracțiunea PCRM. În comparație cu alții. Da, în comparație cu alții care s-au numit în funcție, sau liberat din funcție, sau prietenit, sau dușmănit, iar prietenesc. Se gândesc la o coaliție după 2014. Tot e posibil, nu? Toate ca toate, dar ce facem cu sănătatea oamenilor? Doar toți politicienii, în primul rând deputații, se închină în fața poporului. Le promit sănătate, bunăstare, dreptate, medicamente bune, justiție corectă, vamă fără corupție, fisc la fel. Dar până mă ajungi la standardele europene, încă mai e. Este și cazul respectiv. Eu cred că medicamentul este cel mai important pentru un om bolnav. Și astfel, dacă nu avem grijă ce medicamente oferim cetățenilor noștri bolnavi, înseamnă că punem în pericol securitatea statului, dar statul sunt cetățenii. Iată de ce noi am hotărât ca astăzi să scoatem parantezele ce ține de hotărârea Parlamentului cu privire la formarea Comisiei de Anchetă. A vorbit de drepturi, libertățile fundamentale ale omului, a vorbit de cursul european, a te lăuda cu parafarea acordului și semnarea la anul, și a trata bolnavii cu medicamente proaste, că noi știm care e situația în farmacie, sau lipsa de medicamente, nu e cam europenește. E în stil așa moldovenesc la noi.
Eu cred că mai mult poate spune domnul deputat Gheorghe Brega, fiindcă a fost președintele comisiei și mai este, că nu te-a eliberat din funcție de președinte a comisiei, de închetă. Încă nu. Încă nu, da? Dar ți-au... Părere de rău. S-au lipit gura. Mandatul comisiei, da. Mandatul comisiei a expirat și deoarece n-am putut prezenta raportul cum a fost semnat, am dorit ca să aducem societății să cunoască care este situația adevărată pe piața farmaceutică. Poate în așa mod s-a schimbat ceva. Comisia a funcționat o an de zile, deci am examinat tot, începând la materie primă până la distribuirea prin spitale și la farmacii. De aceea, ca să nu fim, spunem că vorbim vorbi goale, inițial aș vrea să vă prezint niște materiale video ca probă, deoarece toate e imposibil, că acolo aveți de vizionat undeva vreo 30 de ore materiale video și audio ce am filmat, dar cel puțin să vedeți unele momente care țin de garanție medicamentului. După aceea o să comentez în Ștefan. Aici este vorba de agenție medicamentului. Acum în laborator. La cine e cu noi получаем патендеру, мы приобретаем и получаем вот экономический пакет, который занимает... Хотя за одну корреспондент в полнице или пространстве. Придумайте пространство реактивное, мама открыла полный вентилятор. А все сейчас вот здесь пространство реактивное дома. Ну, фу, сейчас вы спустите с препаратами, фактически ставим на одном препарате. Asta e ceva nimeni, da, vă spun sincer. Asta e ceva nimeni. Toți nu-i mușna hrăniți în holodinică, când ați hrăniți în holodinică. Așa ce vreau, dacă o spun în cum o păstrați? E fierbinte. E fierbinte. Păi atunci ce rezultate o să avem? До 25 градусов они могут храниться. Я читаю, пожалуйста. Здесь не написано вообще. Ну, скажите, а как вы на то инструкция? Ну, ничего не здесь поставят. Хорошо, я найду на сайте. Писать, да? Ты же не знаешь, как в лаборатории, еще в бумажке, корреспондите или поставили реактивно? У каждого я не знаю, значит, вот это... У нас небольшой вопрос. Здесь чист. Медикамент? Здесь остатки образцов от микробиологии, вскрытые образцы, которые не использованы полностью в коробке. Нам не кодра. Здесь нам не кодра. Okay. Și o să vedeți că inspirați substanță care sunt de pe personalitatea noastră. Eu cred că vă creați mai multe. Ce avem aici? Dar mi-a s-a avut. Ce este? Ce este? Vă spune ce spune. Nu spune. Eu nu mă spune. Eu nu mă spune. Nu puteți. Să zici că a făcut, că eu nu mă spune. Nu. Dar cum vreau să puteți că e normal? Возможно, используют этот салон для снижения. Да,
2003 балладу. Какие балладу? Ну, реактивы планы 2003, планы 2010. Это субстанции, которые когда-то делали. Чипа-страза, ты скрыс, конкретный его препарат, конкретный балладу. Ну, где царом каждый удастся, чем температура не смарится. Лачевич требует, не требует. Доме все. Доравно, фикс моя нога смарится. Ну, вот это все, скрыт сам не все. И что нас серьезно говорить? А чем гензорим? Эксперат в марте 2000. Через 2 года еще во всем часто стать. Ну, а у нас? Ну, а мэрием. Стельмо și așa mai departe. Îi spunea două luche. Aici a altă, da? Aici avem altceva. Botilul și patru hidroxicloroxinazin. 2009. Pentru ce că asta se lăsă privat? Că se stă în testare. 2009, ăsta ce-i? Carbozor. Și ăsta ce-i? Faceți analiză cu aceste preparate. Și dacă îi păstrați aici din 2009, 2011, și atunci cum se înțelege? Doamnă, 2011, 2010. Doamnă, și expirat în 2007. Sulfamilamid. Păi atunci care e motivul? Și faceți o economie? Doamnă, 2002, lactoză. 2003, da? 2003. 2010. Și așa mai departe. Doamne, el este așa, dar nu se face pe un telefon. Medicamenta care este ca două, deja cu familie, uita, 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 deja Și 50 de preparate, practic, azi, toate explorațiunea pe care se găsesc. În 2010, și nu te explorați, oameni. Toate se explorați, dar toate. Este o șansă, care nu se stăblează miestnii președinte, Кто предоставляет эти субстанции? Для анализа мы отбираем эти субстанции для анализа. Вы занимаетесь таким сортом? Нет, вы можете посмотреть, когда вы провели анализ. Хорошо, но почему они так лежат? Что нельзя их выбросить элементарно? Мы их накапливаем. Так отдавайте, они не закапливаются. Акту предтрансмитерства. Treci laboratorul, că e clar. Nu, iată aici, lasă momentul ăsta. Agenții mișcări. Da. Care au controlul. Controlul ăsta mișcări. Zici, mai așa, măcar mai mulți dați, doamne. Dar nu ne-am putut să ne duci de acasă la copii și zic de serie. Va mai tăiesc cu ce tu viste așa cum este. Asta e pregătirea pentru un impurități, pentru analiză de impurități. Este impurități. Eu mă întreb, astea sunt condițiile în care trebuie să lucrez în doamnă. Aici e transportarea medicamentelor termolabile. Eu vă spun tot. Cum credeți medicamente este care trebuie să facem în condiții speciale?
care se distrug la ușii din laborator, în capul cel și aici e depozit. Nu știu că nu știu exact. Dacă nu e spus, nu știu că e temperatura aici. Aici. Da, da, nu continuăm. Așa cum se rog, eu nu știu că e temperatura. Eu primesc, trebuie să merg la mașină specială. Dar puneți în astea medicamentul, care trebuie să nu uitați asta. În două grade pe asta, să puneți asupra, în capul și aici. Oamenii ce ați plătea să faci? Domnul Naioi, și mi-e așa că mai nu mi-e rușine și mă îndreptățesc. Mie mi-e așa rușine. Să iau medicamentul. Asta poate nu trebuie să fie rușine. Plus 5 grade, să-l pun deasupra pe gheață, să-l duc până la Cahors și-l până la Iova, de acum în gheață, de urmă se dezgheață parcurs și ajunge la Cahors și mai e. Și discutăm. Arătați-vă un termometru, să vă știți că de tot aveți aici. La demorie. Acolo nu e acolo. Nu, la strâna, decât să am vizu, mi-a spus că este așa un record. Un singur psihometru, dar... Psihometru. Da. Dacă unul poate ție măsura temperatura... Mă rog, așa poate dată la... Nu, dar este, nu, 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 păi da, dar ce m-ați adus aici? A spus că aici. Eu, nu am... Aici stăm la sofisticat. Bine, am înțeles. Sofisticat. Dar nu mai încape termometrul. În termometrul nu încape. Nu mai vorbesc de umiditate. Domnul Dragențe, e corect temperatura asta? Da. Eu nu pot să vă rog, nu știu, nu pot să vă rog. E corect temperatura aici? Nu știu când a fost. Ia registrul ce ați dat la termometrul. Bună registrul. Nu, aici trebuie să vă rog. Dar o să mă opriți în cuvinte, e orice registrul. E? 3 luni de zile în registrul de rănere. Dar nu vă poate, că m-am pus dat ora ta. Nu mă duc serios. Nu aveți concelere. Unde? Dar nu lucrează. Dar nu? Medicamente are etapele sale. Deci prima etapă este materia primă. 100% materia primă practic se importă de psihotare. Cu părere de rău, în legislație, în regulamentul agenției medicamentului nu este materia primă să fie indicat concret. Termenul de valabilitate și data fabricării materiei prime. De ce spun asta? Pentru că materia primă, ca de obicei, la noi se importă cu termen de valabilitate foarte mic. La momentul când importi materie primă de valabilitate foarte mică, deci atunci cumperi la un preț derizoriu această materie primă. Dar aici apar două probleme. Prima problemă este că importatorul vrea să, atunci nu se poate prețul actualiza. Deci prețul trebuie să fie la, de materie primă reiesc. Ce fac ei? Schimbă invoice-uri la vamă. Dacă l-au procurat, de pildă, cu un leu kilogram acolo, aici îl scriu cu $100. Mai departe, materia primă cu termen de valabilitate foarte mic, deci până se testează, așa zis laboratorul nostru, că ei totuși mimează că testează materia primă, deci mai durează 2-3 luni. Deci
Practic, deseori se produc medicamente cu materia primă de acum expirată. Agenția, laboratorul Agenției Medicamentului, ați văzut în ce condiții lucrează. Toate reactivele sunt expirate. Mai mult ca atât, la de când am solicitat, dați-mi depozitul cu reactivii unde aveți noi, mi-au spus că nu au. Mai cum? Păi, iată, aceea ce aveam, tot este pe masă. Deci, puteți să vă închipuiți în ce condiții se testează materia primă și în ce condiții se testează însăși medicamente. De aici apar unele întrebări. De ce unele firme solide, psihotare, nu pot înregistra mai mult de un preparat, două, trei, totodată unele firme la noi, nu o să le dau nume, deci înregistrează câte 168 de forme, câte 136 de preparate. Sunt firme, este o firmă care a înregistrat într-un an 168 de forme sau 136 de preparate, deci aici este foarte grav. Deci pur și simplu s-a mimat înregistrarea acestor preparate. Noi am vizitat producători. Deci, ce să vă spun, am fost la... sunt producători, avem o firmă foarte solidă, în condiții europene, unde pot stimi, sti bucuri, unii dintre dumneavoastră au fost, au văzut, dar în majoritatea cazurilor este grav ce sunt. Materie primă la fabrică, arătați în depozit, nu e aici depozit, unii depozit în altă parte. Iată aici avem materie primă. Materie primă păstrată în butoaie de 500 de kilograme, descoperite. Nu e semnat ce se păstrează între ele, cu murdărie în ele. Era grav, zicem. În aceeași întreprindere. Deci rebutul se păstrează împreună cu medicamentele finite. Când am întrebat, o să vedeți materialele audio, când am întrebat, domnilor, dar ce păstrați rebutul împreună cu medicamentele normale? Dar nu avem unde păstra, nu avem condiții. Ce faceți cu rebutul? Simplu. Îl dezolvăm în caldarea cu apă și îl aruncăm în canalizare. Deci vă închipuiți cât rebut. Că acolo saci de polietilenă, saci de gunoi, așa în jurul de 5 kg fiecare. Deci asta merge tot în canalizare. Dar conform legislației, acest rebut trebuie distrus la Agenția Medicamentului. Dar cu părere de rău ați văzut, nici Agenția Medicamentului distruge substanțelor chimice, tot ei trebuie. Asta costă bani. Și eu hotărât să-l dezvolt în apă și la rușe în canalizare. Și asta devine medicament? Da, asta nu devine medicament. Ce se întoarce apa din Istru în apă? Da, asta stă și tot în canalizare, la apă, pe la ce și folosim noi mai departe, se duce în pământ și așa mai departe. Deci ce am mai descoperit acolo? Marcarea preparatului. Deci produsul finit este obligat, când iese de pe linie continuă de fabricare, este obligat să aibă de acum la ieșire de pe linie continuă, să aibă înregistrat data fabricării și termenul de valabilitate. Am descoperit în depozit, produs finit, întrebăm, care e termenul de valabilitate? Dar noi pe urmă punem, dar când l-ați produs? De mult. Deci n-am nici termenul de valabilitate. Dacă țineți minte, la unele mass media, atunci am fost învinuit că am furat un blister, țineți minte, de o firmă, și o fiolă. Eu am luat pentru procuratură, pentru că, în primul rând, nu era marcat nici data fabricării, nici termenul de valabilitate, în a doilea rând, era vorba de clenbuterol, care știam precis că nu este înregistrat la Agenția Medicamentului. El se fabrica ilegal. Pentru că eu am solicitat unde mers de la Agenția Medicamentului, am primit clar, clenbuterol nu este înregistrat la noi. Clenbuterolul se folosește cel mai des în salile de forță pentru tineret, ca să umfli mușchi. Și una din forme în fiole era pentru animale, pentru tauri, a mări masă musculară. Stau și mă întreb, cum? Pentru ce produce noi astfel de medicamente? Avem tauri? Avem tauri care măresc masa. Deci păstrarea la depozit, ați văzut dumneavoastră, în ce condiții se face. Se păstrează medicamentele care sunt returnate din unele farmacii. Medicamentele cu termen expirat se păstrează, de pildă, dacă e aspirină, se păstrează acolo un aspirină care are termen de valabilitate. Dar expirat, de pildă, o lună, două, trei. Aveați acolo preparate foarte scumpe, care se păstrau împreună cele cu termen expirat, se păstrau împreună cu cele bune. Am întrebat, de ce le păstrați? Ca unul,
N-a angajat simplu, spune, domnule, dar pe noi ne impuneți și luăm câte o fiolă de aici, din acele expirații, să vrem între cele bune, unde erau 5 fiole. Scoatem una bună și vrem una de asta. Și așa am mai văzut. Și așa lucru. Ați văzut cum se, cum se transportă medicamente termolabile, cele care trebuie păstrate la temperatură de plus 2, plus 8 grade. Degeaba mai vin firmele, când contract așa, firmele europene care ne aduc nouă medicamentele astea, și ele aduc în mașini speciale, au sensori speciali care fiecare 15 minute indică temperatura și umiditatea. Dar când le aducem la noi în depozit, ați văzut în ce condiții se păstrează, afară 40 de grade, tot deschis, toate ferestre deschise. Deci ne mai punem încă, le punem într-un o ladă de carton, ați văzut că iau de sub medicament, pun pungile astea de gheață, deasupra aruncă medicamentul, medicamentul pe 15-20 minute în gheață, până ajunge în cahulul vulcanesc, mai desgheață, și reanimatorii stau, că majoritatea sunt pentru bolnav grav, reanimatorii stau și gândesc, ce am făcut, l-am tratat ori nu l-am tratat, parcă am dat tot ce trebuie, dar rezultat nu-i nimic. Bolnavii se uită la doctor și se gândește, ce fel de doctor ești tu dacă mă tratez atât de grav? Deci economisesc și la... Sunt boxe speciale, sunt termofrigoboxe speciale, unde se transportă în condiții speciale aceste medicamente. Un alt. Ați văzut acolo cum în depozit. Ele trebuie păstrate până la toate medicamentele se păstrează până la 25 de grade. Dar ați văzut, n-au niciun psihometru. Deci toate s-au stricat în acea zi. În acea zi condiționerele s-au stricat. Când am solicitat să vedem care în registru când ultima dată, deci a fost 10 august, dar noi am fost acum în octombrie. Deci nu, nici nu în registru nu era. Acolo mai fost unii detalii. Acum vreau să vă spun câteva cuvinte la licitație. Am examinat undeva la peste 300 de licitații. 80% sunt trucate. Deci licitațiile se fac numai prin simplu motiv pentru a face în așa mod ca să câștige firma care, este, care trebuie să câștige. Deci avem în felul următor. Licitația pentru, de pildă, pentru 2013 poate să facă la 28 decembrie 2012. În pofida faptului că trebuia de cum efectuate licitațiile până în iunie. Deci se truchează, se amână, să solicite alte acte suplimentare, în așa mod. Era clar când stat la licitație că o să câștigi o firmă care nu a participat la licitație. Așa și este. Când te duci la finele licitației, găsești o firmă care nici nu a participat. Și participă anume firmele cele care produc de calitate proastă. Nu vreau să dau nume, dar cei ce sunt reprezentanți acestor firme sunt la minister angajați, soțiile lor, rudele lor, toate licitații. Vreau să vă dau numai un singur exemplu. Un preparat metotrexat. Firma a câștigat licitația cu 8 luni înainte de a importa materia primă, de a o testa la laborator și înainte de a produce preparatul. Stau și mă întreb. Dar asta e la copiii cu leucemie. Cum putea firma asta să câștige când nici materia primă nu era testată la agenția medicamentului? Și încă o șmecherie acolo vă mai dau, ca exemplu. Te-au câștigat ca să aducă? Da, păi, dar nu putea să câștige. Deci firma este datoare care câștigă licitații, este obligată să aibă una, 12-a parte din produs, să fie de acum înregistrat la agenție medicamentului, să fie prețul în nomenclator, dar ei n-au adus nici materie primă. Ei au adus tocmai peste 4 luni au adus materie primă. Și peste 8 luni tocmai au produs preparatul. Stă întrebarea, cum? Ce fel de medicament la copii cu leucemie? Noi cum tratăm? Și încă o șmecherie mai și făceau ei licitațiile cu mănuși. Deci nicăieri în lume nu există mănuși chirurgicale nesterile. Mănuși chirurgicale sunt, de acum e clar că sterile. Ei sunt, au indicații directe, intervențiile chirurgicale. Când am început eu căuta, am văzut de ce. Am găsit oamenii care importă mănuși chirurgicale nesterile. Și am întrebat așa oamenii și spune, te rog, care e motivul? Și motivul e simplu. Pentru că când aducem mănuși chirurgicale nesterile, noi nu plătim taxa vamală, nu plătim TVA și așa mai departe. Cuvântul magic chirurgical. Ce fac ei? Să ducă, ca de obicei le importă majoritatea din China,
Se duc în China, acolo iau frumușel și scriu pe hârtie în invoice că sunt mănuși chirurgicale în esterile. Chinezii scriu psihotare în alte lipări, nu o să vezi așa ceva. Și băieți așa câștig. Deși au prejudiciat statul numai pentru 2011 cu 8 milioane și ceva de lei, este și dosar penal, nu știu și o să termin. 8 milioane? Poftim? 8 milioane? 8 milioane numai pentru 2011, dar s-au prelungit de anul ăsta, de acum s-au terminat cu mănuși chirurgicale în esterile. Și iată, vă dau o înregistrare aici și ați văzut video. Iată, asta e un dosar pentru medicamente. Asta e medicamente înregistrat. Asta e un dosar. Iată, așa era strâns. Parafă uscată, cum zicem noi, în așa număr. Eu întreb care motivul. Nu vreau să spun din care țară, din țările asiatice, sunt mai multe. Astea sunt sute de dosare. Deci, și întreb, cum voi înțelegeți limba asta? Și că nu, dar este ceva parțial în limba engleză. Păi de unde e parafa? Ei trebuie tradus. Nu că îi parafează la spate cu parafă uscată. Bine. Când eu m-am interesat la notariat, mi s-au spus în felul următor. Da, au dreptul țările europene care au aderat notarii, care pot fi notificate în astfel, în așa mod, tot numai cei, acele țări, care sunt membri sau au ratificat Convenția de la Hag. Deci țările asiatice nu sunt membri a Convenției de la Hag. Dar asta a fost o înțelegere, asta a fost în 2006-2007, a fost o înțelegere între partide diferite care au permis să înregistreze astfel de preparate. Și la moment ce avem? Avem așa, materie primă de calitate proastă, agenția medicamentului îi spun că acum au făcut un laborator, treaba lor. Eu constat și am depistat. Laboratorul agenției medicamentului este inadmisibil pentru testarea medicamentului. Am solicitat noi să facem, el nu este acreditat niciodată. În 18 ani de zile când este, nu a fost acreditat. Când am solicitat domnul președinte Ținimitie, l-am rugat și pe domnul Șubic și ne-au permis acreditarea laboratorului de către Uniunea Europeană, deci așa în mod șmecher guvernul a refuzat. A spus că nu e treaba Parlamentului, trebuie să fie la guvern cineva. L-am implicat domnul Moldovanu, domnul Moldovanu a fost și el inclus în comisia asta, dar cu părere de rău și până în ziua de azi n-avem acreditarea laboratorului. Deci producerea este la un nivel foarte jos a medicamentelor. Avem la licitație medicamente de calitate proastă, pentru că însă șefii de catedră mi-au spus și directorul de spital și voi la licitație ne dați medicamente de la preț redus, dar voi nu sucotiți că noi pe urmă trebuie să triplăm doza și pierdem mult mai mult. Profesorii de la ginecologie îmblă cu oxitocină în buzunar, pentru că femeile nu pot naște de la oxitocina cei care este necesară în realitate. O cumpără de pe farmacie și îmblă. Și eu am învinuit. Zic că o să vă învinuiască și pe voi, că voi vindeți medicamente. Iată care este situația la moment pe piața farmacie. Este grav ce se întâmplă. Nu înțeleg de ce nu este dorință, că aici trebuie lăsat toate ambițiile politice. Nu este vorba de ambiții cu de ceva politic, este vorba de sănătate fiecăruia din noi. Eu înțeleg că astăzi ești tânăr, nu procur medicamente, dar o să vină vremea. Dar procură părinți, copii și așa mai departe. Eu aici, domnul Moldovanu. Mulțumim. Da, eu vreau să mă opresc și eu asupra achiziționarilor de medicamente centralizate, din ceea ce a relatat colegul meu, Iorgi Vrezea, constatăm că există probleme mari în piața farmaceutică. Achiziționarea centralizată de medicamente poartă un caracter vulnerabil la etapa actuală. Deci, desemnarea medicamentul câștigător la cel mai mic preț prechitează grav eficiența, calitatea și securitatea sau siguranța medicamentului. Actualul mecanism pune în pericol asigurarea farmaceutică a instituțiilor medicale. Deci o să vă dau câteva exemple. Mecanismul de asigurare a instituțiilor medicale cu medicamente, spuneam că este centralizat, să procure acele medicamente pe care îl procură agenția medicamentului, dus în situații dificile, instituția medicală nu are posibilitatea de a procura un medicament mai scump pentru a-l administra pacienților. Deci, sau dacă are în stoc medicamente de calitate proastă, instituția trebuie să cheltuie adăugători sume enorme pentru a administra un tratament eficient pacientului. Deci,
Eu cred că problema cea mai mare este că aceste procurări de medicamente sunt centralizate, trebuie să aibă loc descentralizarea acestor procurări, deoarece instituția medicală răspunde direct de calitatea actului medical, de durata de spitalizare a pacientului și despre starea pacientului la externare. Atunci când licitațiile vor fi făcute de către instituție, instituția va ști ce medicamente trebuie scumpere, care trebuie să fie spectrul de medicamente, care este necesitatea în asigurarea spitalului sau alte instituții medicale cu medicamente. Și atunci acest lucru se va clarifica de la sine. Noi astăzi avem piață, sau piața Republicii, piața farmaceutică a Republicii Moldova este invadată cu medicamente de proastă calitate, în special din China și alte țări. Avem medicamente care nu dispun de standardele în vigoare, nu dispun de certificate de conformitate internaționale și europene. Și cu părere de rău, aceste medicamente se regăsesc în lista medicamentelor care sunt trecute la licitațiile centralizate. Noi pledăm pentru descentralizarea acestor achiziții, pentru că cunoaștem problema așa dinăuntru. Repet că instituția medicală este cea care răspunde direct de actul medical și ea trebuie să fie responsabilă de achiziționarea medicamentelor. Ce se întâmplă? Acuș. Eu aș vrea numai să adaug. Cei se referă la medicamente compensate. Vreau să vă arăt cine sunt membri Consiliul de Administrare. Și uitați-vă, sunt toți birocrați de la Ministerul Sănătății. Nu este nici un specialist de domeniu. Toate medicamentele compensate au fost procurate, au determinat cine din aparatul Ministerului Sănătății. Începem cu ministru, șef de direcție și niciun specialist. Acum și-o spuneți întrebări. Eu vreau să vă doresc sănătate. Să nu aveți nevoie de medicamente. Să nu aveți nevoie de medicamente. Și ceea ce am auzit este foarte trist. Nu poți să spui unui om du-te la dreapta când trebuie să meargă la stânga. Că dacă o mers în 100 de metri, e bine pentru dânsul, pentru că se mișcă. Adică e mai sănătos. Dar să faci bani pe sănătatea unui om necăjit este un mare păcat. Oare chiar nu există o limită? Oare chiar nu există o răspundere față de funcția care s-a încredințat oamenii? Să te gândești numai la bani? Iată încă o dovadă că la noi organele de drept nu activează așa cum trebuie să activeze. Iată ce înseamnă licitație centralizată. Știți ce înseamnă asta? Controlat de persoană. Asta înseamnă licitație centralizată. El trebuie să hotărască în Chișinău ce medicament trebuie să cumpere farmacia din puțintierea Unorhei. Și vorbim de integrare europeană. Hrănim lumea cu parafare și cu acord. Poftim întrebări. Ați vorbit despre faptul că la licitațiile astea centralizate câștigă firme, da, care aparțin ori angajaților de la Ministerul Sănătății, ori a soțiilor angajaților. Dați-ne exemple și câte cazuri din asta s-au depistat. Deci la medicamente compensate, aceste două, deci la medicamente compensate sunt două firme care reprezintă, vă dau și un nume dacă doriți, este viceministrul Grama, la care el este reprezentantul firmei, a fost în orice caz, acum spune că el nu mai este, este reprezentantul firmei Vortarg, Vorvac. Vorban și soția lui este reprezentantă a firmei Bosnelier. Soția dumneavoastră, domnul Grama, este reprezentantă a mai sunt? Firmei Bosnelier. Firma e bună, Bosnelier. În listă se regăsesc mai multe preparate compensate. Vă dați seama. Toate preparate. Un business care nu trebuie să depui eforturi. Medicamente compensate. Așa, se duc direct la firmele, da. Așa. Deci nu este vorba în firme. Haideți să discutăm alea altfel.
Firmele pot să ne alege că este o firmă foarte puternică, eu o stimez, e firmă de calitate, dar de ce să câștigi Noua Bosnia Lege? Că noi avem multe din aceste, sunt o grămadă de preparate de genul care produce Bosnia Lege. Deși Bosnia Lege câștigă practic 70% din preparatele sale, le introduce medicamente compensate, Orvac tot așa le introduce, celelalte firme n-au nici. Deci aici se începe corupția. Îmi spun oamenii reprezentanți firmele și trebuie să te duci și să dai. Alte întrebări? Cine este vinovat anume în cazul ăsta? Că ați vorbit despre multe cazuri. Cine este vinovat? Puterea. Deoarece tot ce e rău pe acest pământ depinde de cei care sunt la putere. Eu nu deja v-am arătat lista. Trebuie să fie clar. Atunci când au fost introduse în lista preparatelor compensate o anumită tipuri de medicamente, a decis acest lucru în Consiliu, în frunte cu ministrul Usată. Deci ei au decis. Și atunci au ales. Asta e al nostru, îl lăsăm. Aici alt nu e al nostru. Aici alt iarăși de-al nostru. Domnul Dovan, a fost și în presă foarte multă informație atunci când s-a discutat despre implicarea sau conflict de interese în formarea listei preparatelor compensate. Și cred că asta nu a trecut așa de mult timp. Domnului Grau. Sigur, și nu mai sunt. Deci toți, v-am spus, toți sunt birocrați de la ministerie. Deci o parte din medicamente care au fost în lista veche, dacă o să atrageți atenție, nu niciun preparat din medicamentele care se folosesc în tratamentul ulcerului gastric și a ficatului. Toate au fost excluse. Toate hepatoprotectoarele au fost excluse din lista de compensate pentru că au introdus altele având ca interes. Și diabet zaharat s-a schimbat. Diabet zaharat avem diferite forme, reacționează la unii preparate, au dispărut, pacienți se jeluși până acum. Adică medicamentele compensate incluse în lista respectivă, nu? Nu reflectă pe deplin necesitățile pacienților. Dar care este situația? De ce acum veniți cu acest vă spun care e problema. Deci am discutat desuri cu colegii din Parlament, membrii asta, comisii, și toate mi-au spus că iată semnăm, iată mai trece o săptămână, trece două, mai discutăm la noi, dar cu părere de rău nu se mai poate deștepta. Vă spun sincer. De acum au trecut de acum toate termenii de pășire. Ce v-au spus colegii dumneavoastră din PLD, PCRM? PCRM mi-au spus în felul următor. Și astăzi mi-au spus că o să vedem, poate o să semnăm. Deci PCRM-ul nu are niciun interes aici să semneze, pentru că, da, asta e opoziția. PLD-ul mi-a spus scurt pe doi, membrii comisiei, în orice caz, mi-au spus scurt pe doi. Ni s-a ordonat să nu semnăm. Păi asta nu știu, am întrebat, au surâs. Interesant, deci eu ți-am urmărat să semnez? Probabil sunt interes. Deci un subiect interesant pentru voi ar fi să întrebați pe responsabili de ce până acum nu au fost trecute licitații centralizate, licitații de procurări de medicamente centralizate, iar astea constituie sute de milioane de lei. Câți bani au cheltuit pentru medicamentele compensate și pentru medicamentele care se duc în spitale? Deci medicamentele compensate anul trecut au fost la 168 de milioane. Poate cifra nu e corectă, în jurul, sub 200 sub de milioane. Anul ăsta este vorba de 200 și ceva de milioane. Da, pentru aprovizionarea spitalelor? Păi acolo de acum sunt sume de miliarde. În general, piața farmaceutică are cel puțin 3 miliarde și ceva piața farmaceutică și se referă la strict la medicamente, dar mai sunt, nu uitați, mănuși și așa mai departe, asta de acum mai necesită încă vreo 2 miliarde. Nu, suma ar fi sub 1 miliard de lei, ca să fie clar. Procurări centralizate. Și sub 1 miliard? Da, sub 1 miliard. Ce avem noi? Nu, dar eu spun care sunt plătiri. A, tu ai învățat circulație. Circulație. Mai sunt întrebări? Nu sunt. Mulțumim. O zi bună. Vă rog, mai bine ceai cu lămâie, zmeură, vin fiert și mai rar pe la farmacie. Da, Doamne, așa să fie, dar totuși vă duci la medici.